Ana Maria nu poate accepta faptul că mama ei, Miruna, și-a refăcut viața la niciun an de la moartea soțului ei, Miron. Uite-te și tu cum te-ai aranjat și nici măcar nu poți dori, abia aștept să te duci la bărbatul ăla. Cred că te-ai bucurat că a murit! Ție nu ți-e rușine? Dacă mama e fericită, te-am convins și ar trebui să-ți convină și ție. Totul se complică odată cu apariția lui Ernest, iubitul Mirunei, în viața familiei Tudoran. Ce este între mine și Ernest este strict problema noastră. Tata a fost lovit de o mașină pe drumul vechi spre mare. Viața merge mai departe. Dar să nu te aștept să spun tată. Ana, Ana Maria, l-am cunoscut pe iubitul mamei. Vrem să mergem la cabană la Ernest, la munte. Suntem Andreea și Ernest. Ați sunat la cabana Playzer. Bună ziua! Bună ziua! Sunt Ana Maria Tudoran, am venit în legătură cu domnul Ernest. Și dacă vrei să știi, Ernest se mută de mâine la noi. Cum poate să-l aducă pe Ernest în casa noastră? E doar un străin și nu-l poate înlocui pe tata. Ernest, trezește-te! Ernest! Trezește-te! Tu! De unde ai luat costumul ăsta? Din dulap. Tu ce vrei să-i iei locul? Ce-ai pățit? Îmi spunea că a pierdut totul din cauza mea. Ernest! Ce cauți aici? Dar lucrurile nu sunt întotdeauna ce par a fi. Familia Tudoran, adică Ana Maria, Miruna și Matei, îl comemorează astăzi pe Miron, mort în urmă cu un an într-un cumplit accident de mașină. Motivele pentru care nimeni nu plânge sunt însă diferite. Copiii nu o să vină acum cu voi acasă. Ne vedem mai târziu, da? Tu nici azi nu te poți abține. Ți se pare normal? Văd că tu ești cea care nu se poate abține. Lasă-mi pace pe mamă. Copii, vă rog, chiar nu este locul în care să ne certăm. Nu mă cert, numai că nu mi se pare normal. E lipsă de bun simț. Ție nu ți-e rușine? Cum îți permiți să vorbești așa? Dar ce-am spus? Uite-te și tu cum te-ai aranjat. Și nici măcar nu poți dori. Abia aștept să te duci la bărbatul ăla. Auzi, te rog frumos. N-ai niciun drept să te bagi în viața mea. Nu ți-e rușine? Sper că nu te lași în fleța de ea. Stai liniștit. Eu nu o să mă bag. De la moartea tatălui ei, Ana Maria a preluat slujba acestuia. Face taximetrie. Marea problemă a fetei este că mama ei, Miruna, și-a găsit un nou iubit și pare că l-a uitat pe soțul decedat. Matei nu are prea mult timp la dispoziție, așa că vrea să pună la punct lucrurile cu sora lui. Și eu cred că e prea devreme să aibă un iubit, însă nu vreau să o judec. Mi s-a părut și mie deplasat să meargă fix azi la el. Nu putea să aștepte și ea până mâine. De ce nu zici nimic? Păi, ce e cu tine? Trebuia să-i spui astea ei, nu mie. Și unde s-ar fi ajuns? Ție-ți convine toată situația asta, nu? Dacă mama e fericită, te-am convins. Și ar trebui să-ți convină și ție. De ce? Ai 22 de ani, nu trebuie să-ți explic de ce. Mă enervez cu toată atitudinea asta. Mama e cum trebuie. Mă bucur pentru ea. N-am chef să fie depresivă. În ultimii ani ai lui, tata s-a purtat mizerabil cu ea. Și nici el n-ar fi fost mulțumit să te vadă așa. Termină-ți facultatea, ia și tu un serviciu serios și fă și tu un iubit. Auzi, știi ce? Vezi-ți de viața ta și lasă-mă în pace. Matei trebuia să-mi țină partea. Nu eu m-am comportat greșit. Uneori, cred că mama nici măcar nu mai iubea pe tata. Mai ales în ultimii ani. Ana Maria și-a propus să încerce să nu-i mai reproșeze nimic Mirunei. Oare va reuși să se țină de cuvânt? Ce zici? E bine rujul ăsta sau îl schimb? Nu știi cu ce ruș să te dai? Tu care te machiezi și când te duci la pâine? Și care e problema? Ar trebui să faci și tu lucrul ăsta. Știi? Ești fată și uite-te la tine cum arăți. Te îmbraci ca una de 45 de ani, mamă. Și gata, gata cu doliu. Taică-tu a murit de mult. Eu nu înțeleg de ce nu poți tu să treci peste moartea lui taică-tu. Zău! Poftim! Mie-mi pasă, mamă. Tu ai trecut prea repede peste. Știi ce? Cred că te-ai bucurat că a murit. Ție nu ți-e rușine? Cum poți să spui așa ceva? Doamne! E adevărat, mamă, e adevărat că nu ne mai înțelegeam. Dar asta nu înseamnă că nu mă doare. Am murit ca un câine. Dar ce vina am eu? E vina mea?
I-am spus de atâtea ori să nu o mai am pe acolo. Dar el nu a ascultat de nimeni, că era încăpățânat. Uite, cu Ernest e altfel. Cu Ernest comunic, vorbim, ne înțelegem. Cu taică-tu nu mai aveam deloc o mâncare. Nu vreau să mai aud de Ernest ăsta! Știi ce? Faceți ce vreți! Mi-aș dori să-l prezint pe Ernest cât mai repede copiilor. Dar cu asemenea atitudine nu ajungem nicăieri. Ana Maria nu-mi respectă absolut deloc deciziile. Nu știu, parcă n-aș avea voie să fiu din nou fericită. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.